În cursul anului 2021, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, au fost încadrate în muncă aproape 7.000 de persoane, dintre care aproximativ jumătate au fost femei. De asemenea, aproape 3 sferturi dintre cei care și-au găsit în decursul anului trecut un loc de muncă prin intermediul AJOFM Hunedoara provin din mediul urban. Am încheiat, să zic așa, datele statistice și raportările pentru anul trecut la 12 luni. Avem 6.825 de persoane care și-au găsit un loc de muncă din intermediul AJOFM, dintre care 3.378 femei. Din punct de vedere al mediului de proveniență, avem 4.950 de persoane din mediul urban și 1.875 de persoane în mediul rural. Pe structuri de vârstă, peste jumătate dintre hunedorenii care și-au găsit un loc de muncă au peste 45 de ani, iar cei mai puțini, în jur de 1000, au între 25 și 35 de ani. În ceea ce privește studiile celor care s-au angajat anul trecut, aproape jumătate sunt absolvenți de liceu, iar cei mai puțini, adică aproape 150, sunt absolvenți de școli post-liceale. Mai este de remarcat și faptul că din cei aproape 7000 de oameni care și-au găsit anul trecut un loc de muncă, mai bine de 10%, adică peste 700, au studii superioare.